Horoscopul săptămânii 12-18 iunie 2023. Berbec. Se formează aspecte bune în sectorul banilor. S-ar putea să găsești modalități prin care să obții venituri suplimentare. Poți începe propria ta afacere sau un nou proiect profesional. Taur. Este o perioadă în care s-ar putea să atragi multă atenție, indiferent dacă îți place sau nu. Este posibil să primești complimente chiar dacă nu te simți în cea mai bună formă. Cineva s-ar putea lăuda cu lucrurile tale exact atunci când încerci să fii discret. Gemeni, dacă nu îți permiți să pleci în vacanță în această perioadă, măcar ia o pauză de la activitățile obișnuite. Vei simți nevoia să te detașezi de tot ce te stresează. Este un moment bun să te deconectezi și să mergi la plimbare. Pe de altă parte, se vor forma aspecte tensionate în casa comunicării. Este posibil să apară neînțelegeri în plan profesional. Rac, contextul astrologic te îndeamnă să le permiți altora să facă lucruri pentru tine. Dă-ți voie să iei o pauză. Totodată este o perioadă bună să-ți analizezi finanțele și să vezi dacă îți împarți câștigurile într-un mod eficient. Dacă acorzi o mai mare atenție bugetului tău, ai putea ajunge să economisești mai mulți bani în viitorul apropiat. Leu, s-ar putea ca interesul romantic față de cineva să crească, dar contextul să nu fie favorabil pentru întâlniri. Este posibil să existe o diferență mare de vârstă sau să lucrați amândoi la o companie care deranjează relațiile personale. Fecioară, popularitatea ta va crește săptămâna asta. Poți impresiona mai mulți oameni cu felul tău sau cu ceea ce faci tu. Poți avea succes la postările de pe rețelele de socializare. De asemenea, realizările tale la locul de muncă pot atrage laude. Ai putea fi admirat așa cum nu sperai vreodată, chiar dacă acest lucru te poate face să te simți puțin inconfortabil. Balanța. În această săptămână totul se învârte în jurul momentului potrivit. S-ar putea să simți dorința de a avea noi aventuri și să decizi că este momentul să pleci într-o călătorie. Va trebui să gândești creativ pentru a descoperi cum poți face acest lucru cu timp și resurse limitate. Poți pleca la drum cu un prieten și puteți găsi împreună activități interesante care se potrivesc cu programul și bugetul tău. Scorpion. Este o perioadă în care s-ar putea să ai la dispoziție resurse suplimentare. Vei avea darul să atragi banii ca un magnet. Poți afla vestea că ți-a fost aprobat un credit sau ai primit o refinanțare. De asemenea, este posibil ca cineva apropiat să-ți acorde un împrumut fără dobândă. Contextul astrologic va influența și casa carierei. Chiar dacă îți faci treaba bine și ți se recunosc meritele, s-ar putea să te întreb dacă îți place cu adevărat locul tău de muncă. Săgetător, contextul astrologic îți va anima casa relațiilor. Cineva din viața ta care are o personalitate puternică s-ar putea să-ți acapareze toată atenția. Este momentul perfect să-ți examinezi procesul tău de gândire și să ai mai multă încredere în tine și în abilitățile tale. Capricorn. Este o perioadă în care poți avea o revelație cu privire la starea ta de bine. Este posibil să citești o carte care să-ți schimbe viața sau să asculți o emisiune care să-ți ofere o perspectivă complet nouă asupra sănătății. Poți să te simți foarte entuziasmat să adopți un stil de viață diferit de cel de până acum. Vărsător. Dacă ești în căutarea dragostei, cineva apropiat ar putea să încerce să-ți aranjeze o întâlnire romantică. Un prieten sau un membru al familiei ți-ar putea sugera să ieși în oraș cu un necunoscut. În loc să te opui acestui lucru, ar fi bine să fii deschis la noi experiențe. Nu știi niciodată ce îți poate oferi viața. Pești, te poți aștepta la o săptămână fericită și plină de emoții. Chiar dacă va fi o perioadă aglomerată, s-ar putea să ai parte de clipe minunate alături de cei dragi. Vor fi mai multe evenimente de familie la care vei fi invitat să participi. Poate fi vorba de o petrecere aniversară sau nașterea unui copil. Pe de altă parte, atenția ta va fi îndreptată și asupra sectorului profesional.